Pentru că ne aflăm în perioada sărbătorilor pascale, mi-am propus ca astăzi să facem un salt mare de la capitolul 10, care era la rând pentru citire, până la capitolul 22. Așadar vom citi astăzi despre evenimentele premergătoare morții Domnului Iisus Hristos. Luca, citim din capitolul 22, de la versetul 1. Primul pasaj este despre sfatul făcut pentru răstignirea Domnului Iisus. Praznicul azimelor, numit Paștele, se apropia. Preoții cei mai de seamă și cărturarii căutau un mijloc cum să omoare pe Iisus, căci se temeau de norod. Puteți observa deja, decizia este luată. Iisus nu intra în tiparele lor, Iisus, deși făcea minuni și vedeau minunile lui, învățătura lui, nu se potrivea cu tiparele lor. Și pentru asta trebuia condamnat la moarte, doar căutau metoda, căutau prilejul. Dar Satana a intrat în Iuda, zis și Iscarioteanul, care era din numărul celor 12. Surpriza este că Satan găsește o fisură chiar și între ucenicii Domnului Iisus Hristos. Iuda, probabil că din frământările lui lăuntrice, din calculele lui greșite, este amăgit de diavolul. Poate a crezut că Iisus se va descurca oricum, el va încasa banii, Iisus va scăpa pentru că de atâtea ori fusese în pericol de moarte și și-a arătat puterea și divinitatea. Iuda s-a dus să se înțeleagă cu preoții cei mai de seamă și cu căpeteniile străjerilor templului cum să-l dea în mâinile lor. Ei s-au bucurat și au căzut la învoială să-i dea bani. După ce le-a făgăduit că li-l va da în mâini, Iuda căuta un prilej nimerit să dea pe Iisus în mâinile lor, fără știrea norodului. Și astfel are loc ceea ce se cunoaște în creștinism ca fiind trădarea, vânzarea Mântuitorului. Acum pasajul se mută spre momentul în care Iisus Hristos sărbătorește ultima cină împreună cu ucenicii săi și este momentul, de fapt, al instituirii cinei Domnului sau Sfintei Împărtășanii. Ziua praznicului azimelor, în care trebuiau jertfite Paștele, a venit. Era o sărbătoare evreiască foarte cunoscută, foarte populară. De fapt, tradiția se întindea cu 1500 de ani în urmă, la momentul ieșirii din robia egipteană. Iisus a trimis pe Petru și pe Ioan și le-a zis: duceți-vă de pregătiți-ne Paștele ca să mâncăm. Unde voie să pregătim? L-au întrebat ei. El le-a răspuns: iată, când veți intra în cetate, vă va ieși înainte un om ducând un dulcior cu apă. Mergeți după el în casa în care va intra. Și spune stăpânului casei: învățătorul îți zice, unde este odaia pentru oaspeți în care să mănânc Paștele cu ucenicii mei? Și are să vă arate o odaie mare de sus, așternută gata, acolo să pregătiți Paștele. Ei au plecat și au găsit așa cum le spusese el și au pregătit Paștele. Gândiți-vă, timp de 1500 de ani, evreii parcă erau la o repetiție pentru o piesă care urma să fie jucată odată pe o mare scenă. Acum se împlinea toată pregătirea și toate tradițiile pe care evreii în mod obișnuit le-au sărbătorit, le-au celebrat de-a lungul generațiilor care s-au succedat în poporul Domnului. În timp ce erau la masă, Scriptura spune în felul următor: când a sosit ceasul, Iisus a așezut la masă cu cei 12 apostoli. Urmează un moment foarte solemn, el le-a zis: am dorit mult să mănânc Paștele acestea cu voi înainte de patima mea. Era deja un orizont foarte clar de timp. Până atunci mai fuseseră anunțuri făcute de Iisus, dar acum le spune: acum este momentul împlinirii lucrurilor care v-au fost spuse. Este ultima dată când mai sunt așezat cu voi la masă. Căci vă spun că de acum încolo nu le voi mai mânca până la împlinirea lor în împărăția lui Dumnezeu. Ce se întâmplă aici este că Iisus leagă Paștele din cartea Exodului cu 1500 de ani în urmă, cu cina cea de taină la care participa acum cu ucenicii și de asemenea peste mii de ani în împărăția lui Dumnezeu când vom ședea la masă împreună cu El. Ce minunat se leagă aici cuvântul lui Dumnezeu! Și Domnul Iisus face lucrul acesta așa cum ne arată pasajul următor. Și-a luat un pahar, a mulțumit lui Dumnezeu și a zis: luați paharul acesta și împărțiți-l între voi, pentru că vă spun că nu voi mai bea de acum încolo din rodul viței până când va veni împărăția lui Dumnezeu. Anunțul este foarte clar, foarte precis.
Iisus le spune că împărăția lui Dumnezeu se va instaura cu putere, la un moment dat va fi îndeplinită, va fi în plinătatea ei. Apoi, și acum este momentul solemn, a luat pâine și după ce a mulțumit lui Dumnezeu a frânt-o și le-a dat-o zicând: acesta este trupul meu care se dă pentru voi. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Ucenicii n-aveau să înțeleagă aceste cuvinte la momentul respectiv. Dar Iisus face acest anunț și această chemare și mii de ani mai târziu, iată-ne că noi sărbătorim în același fel, frângând pâinea în amintirea morții Domnului Iisus. Tot astfel, după ce au mâncat, a luat paharul și li l-a dat zicând: acest pahar este legământul cel nou făcut în sângele meu care se varsă pentru voi. Poate vă întrebați, dar nu a folosit deja un pahar în versetul 17. Acum apare un alt pahar. În ceremonialul iudaic erau mai multe pahare cu niște rugăciuni speciale, cu niște declarații speciale. Ceea ce este important însă de reținut este că Domnul Iisus aici ia acest ultim pahar de la cină, de la masa pascală, și îi conferă o valoare, o semnificație specială, spunând: acest pahar este legământul cel nou făcut în sângele meu. Din momentul acesta, cina Domnului reprezintă moartea și învierea Domnului Iisus Hristos. Moartea pascală, mielul pascal din cartea Exod, acum este împlinită. Sărbătoarea din Exod este împlinită acum în persoana Domnului Iisus. Acum, atenția se mută pe vânzător, pe Iuda, dar nu în modul clasic, așa cum veți vedea în celelalte evanghelii, mult mai succint, pentru ca ucenicii, de fapt, să aibă ocazia să se cerceteze. Dar iată că mâna vânzătorului meu este cu mine la masa aceasta. Vă dați seama ce undă de șoc a trecut printre ucenici? Negreșit, fiul omului se duce după cum este rânduit, dar vai de omul acela prin care este vândut el. Și au început să se întrebe unii pe alții: cine dintre ei să fie acela care va face lucrul acesta? Vânzătorul era printre ei. Luca nu-i acordă mare atenție, dar ne spune că Iisus i-a avertizat. Din momentul acesta, discuția acum este întreruptă. Narațiunea aceasta din Evanghelia după Luca este întreruptă pentru ca Luca să insereze aici un pasaj care cu siguranță s-a petrecut într-un alt context. Dar el este reluat aici ca un pasaj de învățătură, pentru că de fapt el se potrivește cu ceea ce știm din celelalte evanghelii, mai ales din Evanghelia după Ioan, că Iisus le-a reamintit ucenicilor săi. Între apostoli s-a iscat și o ceartă, ca să știe care din ei avea să fie socotit ca cel mai mare. Iisus le-a zis: împărații neamurilor domnesc peste ele și celor ce le stăpânesc li se dă numele de binefăcători. Voi să nu fiți așa, ci cel mai mare dintre voi să fie ca cel mai mic și cel ce cârmuiește ca cel ce slujește. Căci care este mai mare, cine stă la masă sau cine slujește la masă? Nu cine stă la masă? Și eu totuși sunt în mijlocul vostru ca acel ce slujește la masă. Voi sunteți aceia care ați rămas necontenit cu mine în încercările mele. De aceea vă pregătesc împărăția după cum tatăl meu mi-a pregătit-o mie, ca să mâncați și să beți la masa mea, în împărăția mea, și să ședeți pe scaune de domnie, ca să judecați pe cele 12 seminții ale lui Israel. Fiți, vă rog, atenți la textul acesta. Ucenicii au această întrebare: cine este cel mai mare? Luca consideră că este momentul să ne amintească discuția aceasta și răspunsul pe care Domnul Iisus l-a dat, pentru că la cina Domnului știm că Iisus a făcut și spălarea picioarelor și textul acesta chiar ne spune: eu sunt în mijlocul vostru ca acel care slujește la masă. Lecția slujirii trebuia să rămână bine imprimată în conștiința, în mentalul ucenicilor. Și Luca vrea să sublinieze lucrul acesta. Domnul Iisus s-a încins și le-a slujit ucenicilor săi ca un rob la masă. Cina Domnului este așadar momentul în care ne amintim chemarea noastră de a sluji unii altora. Versetul 31 continuă cu înștiințarea lui Petru, avertismentul pe care Domnul Iisus îl rostește pentru Petru. Domnul a zis:
Simone, Simone, Satana v-a cerut să vă cearnă ca grâul, dar eu m-am rugat pentru tine ca să nu se piardă credința ta. Și după ce te vei întoarce la Dumnezeu, să întărești pe frații tăi. Doamne, i-a zis Petru, cu tine sunt gata să merg chiar și în temniță și la moarte. Și Iisus i-a zis, Petre, îți spun că nu va cânta astăzi cocoșul până te vei lepăda de 3 ore când nu mă cunoști. Apoi le-a mai zis, când v-am trimis fără pungă, fără traistă și fără încălțăminte, ați dus voi lipsă de ceva? De nimic, au răspuns ei. Și el a zis, acum, dimpotrivă, cine are o pungă să o ia și cine n-are sabie să-și vândă haina și să-și cumpere o sabie. Căci vă spun că trebuie să se împlinească cu mine aceste cuvinte scrise. El a fost pus în numărul celor fără de lege și lucrurile privitoare la mine sunt gata ca să se împlinească. Doamne, i-au zis ei, iată aici 2 sabii și el a zis, destul. Textul acesta este destul de complex și nu ne permite timpul să intrăm în detalii, în discuția lui, dar ce trebuie să reținem? Iisus îl avertizează pe Petru. Îl face conștient de slăbiciunea lui, de vulnerabilitatea lui, de faptul că este foarte pripit, foarte grăbit în a se exprima. Și Iisus îi spune lui Petru, Petre, Satana vă pândește pe toți ucenicii, dar în mod deosebit te-a luat la țintă pe tine. Eu m-am rugat pentru tine. Ce s-a rugat Domnul Iisus? Ca să scape? Să n-aibă probleme? Nu, nu, nu. Iisus spune, m-am rugat ca în mijlocul acelei încercări să nu ți se piardă credința. Ce minunat este cuvântul lui Dumnezeu aici. Dumnezeu ne știe limitele, ne știe slăbiciunile, ne știe neputința. Și El este alături de noi. Totodată Iisus își avertizează ucenicii că vin vremuri grele, vor fi confruntări. Ei trebuie să fie într-o stare de vigilență deosebită. După ce a ieșit afară, s-a dus ca de obicei în muntele măslinilor. Ucenicii lui au mers după el. Când a ajuns la locul acela, le-a zis, rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Apoi s-a depărtat de ei ca la o aruncătură de piatră, a îngenunchiat și a început să se roage zicând, Tată, dacă voiești, depărtează paharul acesta de la mine. Totuși facă-se nu voia mea, ci a ta. Atunci i s-a arătat un înger din cer ca să-l întărească. A ajuns într-un chin ca de moarte și a început să se roage și mai fierbinte. Și sudoarea ei se făcuse ca niște picături mari de sânge care cădeau pe pământ. După ce s-a rugat, s-a sculat și a venit la ucenici, i-a găsit adormiți de întristare și le-a zis, pentru ce dormiți? Sculați-vă și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Textul acesta este textul agoniei. Domnul Iisus știe, spune în altă evanghelie, pentru ceasul acesta am venit. El știa că toată misiunea sa avea un punct de apogeu și era crucea, era răstignirea, era moartea pentru păcatul nostru. Înainte însă să meargă la cruce, Iisus mai merge odată la o întâlnire cu Tatăl. Stă de vorbă cu Tatăl său și spune, Tată, dacă este cu putință, dacă există o altă cale de scăpare a oamenilor, adică a mea, a ta, a tuturor oamenilor de pe planeta asta, dacă există o altă cale de scăpare, haide să apelăm la calea aceea. Dar Iisus, în rugăciunea sa, se aliniază voii Tatălui și rugăciunea sa se încheie cu cuvintele acestea, totuși facă-se nu voia mea, ci voia ta. Aceasta este rugăciunea care îl onorează pe Dumnezeu. Ucenicii nu veghează. Ucenicii nu sunt pregătiți pentru ceasul acela, nu veghează în rugăciune. Și de aceea vom vedea imediat, Petru avea să cadă victimă. Pe când grăia el încă, iată că a venit o gloată. E momentul arestării lui Iisus și vreau să observați, înainte să citesc, fiți atenți să remarcați, Iisus este un gentleman. Este un om nu doar cu maniere bune, nu face ceva teatral, ci are o inimă care îngrijește, căreia îi pasă de oamenii nevoie chiar și în momentele acestea ale arestării sale. Pe când grăia el încă, iată că a venit o gloată și cel ce se chema Iuda, unul dintre cei 12, mergea în fruntea lor. El s-a apropiat de Iisus ca să-l sărute și Iisus i-a zis, Iudo, cu o sărutare vinzi tu pe Fiul omului? Niciun reproș, nicio ceartă, nicio ocară. Cei ce erau cu Iisus au văzut ce avea să li se întâmple și au zis, Doamne,
să lovim cu sabia. Și unul dintre ei a lovit pe robul marelui preot și i-a tăiat urechea dreaptă. Vreau să vă gândiți puțin la aceasta. Robul marelui preot nu era un sclav oarecare. Era probabil unul care purta scrisorile pentru arestare. Era un fel de procuror, era un reprezentant al marelui preot. Aghiotantul lui, cel puțin. Omul acesta vine cu mesajul arestării Domnului Iisus. Unul dintre ucenici îi taie urechea, vrea să-l lovească cu sabia. Și acum, dar Iisus a luat cuvântul și a zis, lăsați-i până aici și s-a atins de urechea omului aceluia și l-a vindecat. Observați inima Domnului Iisus. Pentru procurorul său se oprește ca să îi ofere vindecarea. Iisus a zis apoi preoților celor mai de seamă și căpetenilor străjerilor templului și bătrânilor care veniseră împotriva lui. Ați ieșit după mine ca după un tâlhar cu săbii și cu ciomege? În toate zilele eram cu voi în templu și n-ați pus mâna pe mine. Dar acesta este ceasul vostru și puterea întunericului. Ce cuvinte profunde! Era ceasul lor. Avea un ceas. Pentru că apoi avea să se arate slava lui Dumnezeu. Era puterea întunericului care iarăși avea ceasul lui. Diavolul avea vremea ca să-și arate răutatea și venindu-l împotriva Fiului lui Dumnezeu. Dar apoi avea să se încheie. După ce au pus mâna pe Iisus, l-au dus și l-au băgat în casa marelui preot. Petru mergea după el de departe. Au aprins un foc în mijlocul curții și au șezut jos. Petru s-a așezat și el printre ei. O slujnică l-a văzut cum ședea la para focului, s-a uitat țintă la el și i-a zis, și omul acesta era cu el. Dar Petru s-a lepădat și a zis, femeie, nu-l cunosc. Peste puțin l-a văzut un altul și a zis, și tu ești unul din oamenii aceia. Iar Petru a zis, omule, nu sunt dintre ei. Cam după un ceas, un altul întărea același lucru și zicea, nu mai încape îndoială că și omul acesta era cu el, că este galilean. Petru a răspuns, omule, nu știu ce zici. Chiar în clipa aceea, pe când vorbea el încă, a cântat cocoșul. Domnul s-a întors și s-a uitat țintă la Petru. Și Petru și-a adus aminte de vorba pe care o spusese Domnul, înainte ca să cânte cocoșul, te vei lepăda de mine de 3 ori. Și a ieșit afară și a plâns cu amar. Aceasta este tragedia. Petru este avertizat de Domnul Iisus, dar tot nu veghează suficient de mult. Cântecul cocoșului este ca un clopoțel care sună. Domnul Iisus de asemenea își întoarce privirile spre Petru în momentele acelea. Era o distanță între ei, dar e suficient pentru Petru să-și amintească și să-și dea seama. A căzut la testul cel mai serios, la avertismentul cel mai serios pe care Domnul Iisus i l-a dat. Biblia spune, a ieșit afară și a plâns cu amară. Oamenii care îl păzeau pe Iisus îl bajocoreau și îl băteau. Avem acum o imagine din antecamera procesului, în pregătirea procesului. L-au legat la ochi, îl loveau peste față și îl întrebau zicând, prorocește, cine te-a lovit? Și rosteau împotriva lui multe alte bajocuri. Când s-a făcut ziua, bătrânii norodului, preoții cei mai de seamă și cărturarii s-au adunat împreună și au adus pe Iisus în soborul lor. Ei i-au zis, dacă ești tu Hristosul, spune-ne. Iisus le-a răspuns, dacă vă voi spune, nu veți crede. Și dacă vă voi întreba, nu veți răspunde, nici nu veți da drumul. De acum încolo, Fiul omului va ședea la dreapta puterii lui Dumnezeu. Niște cuvinte foarte solemne și care îi șocau pe ascultătorii evrei. Toți au zis, ești tu dar Fiul lui Dumnezeu? Și el le-a răspuns, așa cum spuneți, da, sunt. Atunci ei au zis, ce nevoie mai avem de mărturie? Noi înșine am auzit-o din gura lui. Așa se încheie capitolul acesta de dinaintea condamnării și răstignirii Domnului Iisus. El le spune evreilor. Și era ultima oară când avea să audă poporul evreu din gura Domnului Iisus cuvintele acestea. Eu sunt! Eu sunt Fiul lui Dumnezeu! Răspunsul este foarte clar, dar evreii aveau să-L ignore. La fel și Pilat și la fel și ceilalți care au strigat, răstignește-L. În această zi sfântă pentru creștinătate, mă rog Domnului ca tu care asculți citirea aceasta și care ai urmărit împreună cu mine pasajul acesta,
să-L lași pe Hristos să devină Domnul vieții tale, să nu te depărtezi de El ca Petru, să nu îl vinzi pentru lucruri trecătoare ca Iuda și să nu-i negi puterea și autoritatea ca marii oameni și învățații și rabinii din vremea Domnului Iisus. Hristos să trăiască și să fie prezent în inima ta ca miel de jertfă lui Dumnezeu.